Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Dumnezeu ne face onoarea să ne cheme în via sa, potrivit Sfintelor Scripturii. Ne cheamă să-i slujim, este cea mai înaltă chemare. Însă această chemare nu este îndeplinită de toți creștinii pentru că, spun ei, nu știu care este darul lor. Cum putem descoperi sau cum putem afla darul pe care Dumnezeu ne-l a încredințat pentru că Sfânta Scriptură afirmă că fiecăruia Dumnezeu îi încredințează un dar? Pentru a găsi răspuns la această întrebare stăm de vorbă cu Nisti Popa, pastor al Bisericii Baptiste Betlehem din Hatzeg. Cum putem afla darul pe care Dumnezeu ne-l a dat și prin urmare să-i slujim lui Dumnezeu cu darul încredințat? Eu nu cred că este foarte complicat și nu necesită demersuri filozofice. După ceea ce citesc eu în Sfânta Scriptură, darul este aproape la fel natural ca respirația sau ca automatismele. Vine în mod natural, te deprinzi în mod natural, chiar dacă Dumnezeu te trece printr-o școală a formării, și cred că, în primul rând, Dumnezeu dă o sensibilitate pentru darul acela. În ce sens? Creează conjuncturi specifice care să ajute. E, în exprimarea darului respectiv, și Dumnezeu pune în inima creștinului sensibilitate, și o să vezi cum anumiți creștini reacționează în mod natural la niște situații sau conjuncturi la care poate eu n-aș reacționa în mod natural. Faptul că el reacționează în mod natural și găsește soluții și se implică este un semn pe care Dumnezeu l-a dat lui că este darul specific cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Deci, pe de o parte, o sensibilitate față de o conjunctură pe care Dumnezeu o creează ca omul să își recunoască darul. În al doilea rând, cred că este vorba de o satisfacție interioară, o împlinire. În momentul în care eu, dacă, de exemplu, nu știu să cânt la pian și mă dau la primul pian și încerc claviatura, o să îmi dau seama că sunt pe nicăieri. Nu o să fie nimic natural, o să mă enervez eu și o să enervez mai ales vecinii. În esență, un creștin care se pune la claviatura darului său, folosind o metaforă, își va da seama cât de natural e totul și va avea satisfacție și împlinire. De ce? Pentru că odată darul de care mi-am dat seama, când e aplicat corect, mi aduce satisfacție și împlinire. Și al treilea semn a unui dar, cred că sau consider că este um, argumentarea celor din jur, faptul că cei din jur îmi confirmă darul acesta. Și s-ar putea să vină printr-o încurajare, sau să văd în cel din jur sau de lângă mine o schimbare, o transformare, semn clar că acela este darul pe care Dumnezeu l-a pus în mine pentru rezolvarea problemelor celorlalți. Personal, în ceea ce privește eclesia sau biserica, eu Personal văd mersul la biserică sau participarea la programele bisericii. Nu o văd pentru zidirea mea. Foarte mult ne preocupăm înspre noi, egoist. Când mergem la biserică, nu mergem să ne zidim pe noi înșine, ci scopul cu care mergem la biserică este noi să-i zidim pe ceilalți. Și cred că dacă s-ar așeza în noi o astfel de mentalitate, biserica s-ar dezvolta mai armonios. Deci darul, unul, Aș putea spune, este uh, acea sensibilitate pe care Dumnezeu o pune în mine. Uh, doi îmi dă satisfacție și împlinire, și trei îmi este argumentat sau confirmat de cei din jurul meu. Așadar, Dumnezeu ne cheamă să îi slujim prin darurile pe care El ni le oferă. Fii atent, fii sensibil la nevoile din jur, la contextele create de Dumnezeu, și apoi lasă-te purtat de ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat fiind de folos celor din jurul tău.